dezactivez programelele magilor care au îndrăznit să se dea cu părerea și să-și promoveze, proiecteze adevărurile sale care n-au nicio legătură cu adevărul pe care îl promovează și îl simte fiecare om. Îi vezi proiecțiile în jurul tău, da? După aia vezi în înregistrare pe YouTube și omul zice, nu, mi-a părea, o să-ți pară rău, da? Și aprinde lumânărele și o să-ți pară cel care vine împotriva mea, o să-i pară rău. Nu, nu o să-i pară rău. O să vină împotriva ta și o să te distrugă. O să te dizolve. Pentru că ți-ai permis luxul. Magul adevărat nu proiectează căcături și nu știu câte capete de balauri în lumile altora. Nu proiectează spațiu. Dacă am proiectat, mi-a culpa. Îmi trag înapoi oștele a proasta proiectate, spațiu. Da? Așa se strângea roada. Se proiecta, se făcea, se dregea și după aia se mai făcea și un programel cu lumânărele și cu tâmpenii și vezi că dacă, da, eu ți-o dacă. Cine? Copil, un tâmpit, o tâmpită. N-am cum să-i zic altfel. Dar până când? Acum m-am supărat. Mai, Doamnă, dar asta noapte ați fost, ce ați pățit? Ce ați pățit? Ce ați mâncat? Ce s-a înfipt în dumneavoastră? S-a înfipt în dumneavoastră ceva? Exorcizare facem, dragă. Te exorcizăm cu niște programele să-ți pară rău că ai mers împotriva noastră. Eu ți-o-i părea rău. O mânguță care nu are nici minte, nici proprietăți, nici nimic. Săritură cuantică și țin minte că am intrat în ceva cu cruci și cu, da, cu magii și cu din 3D susținute energetic de nu știu ce biserici, de nu știu, stai un pic, cum adică, stai? Ce ai răsturnat aici? Regina de cuțite, aia crede ea că e regina de cuțite, da? Să fie regina de cuțite, să fie răsturnată, nu există. Tu nu ai vibrații energetice să urci să fii regină și după aia să fii împărăteasă, să fii răsturnată. Mag, să fii răsturnat. Higher priest, să fii răsturnat. Tu ești în energiile în care urci, mamă. Adică cum? Cine să te răstoarne? Astea sunt debilisme. Și omul ajunge să fie răsturnat. Înseamnă că n-ai fost niciodată în energiile alea care sunt, de fapt, și se numește higher priest, împărăteasă și așa mai departe. Acolo ești. Da, până când? Să nu știu ce și nu știu ce, acolo e. Cine vine împotriva ta vine acum. Acum stai să vezi acum, să descalec. Da, e un bebe, e o puțoaică, un puțoi care, da. O și văd în, da, și-a încercat ceva. Da. Săritură cuantică și țin minte cum, da, eu cred în om, eu mai cred în adevărurile care mai erau în 3D, eu cred, da, eu sunt acolo, da, poți să arunci în mine cu ce vrei, eu cred, eu mă deschid, eu cred că asta e arma mea și cu asta trebuie să lupt, cu adevărul și cu dragostea care țâșnește din nou, n-ai altceva, asta, da, eu cred, eu sunt acolo, eu țin minte cum am... Ascultam deschisă, da? Să ascult, să văd cum se cliruie, se vindecă omul și ce făcea? Debila, ce făcea? Strimitea în gură, în gât, în tot, strimitea bolele ei. De capul meu, cine a făcut? Am simțit dintele cum l-a nenorocit, am simțit imediat în următoarea clipă, da? Și le întorcea ca și cum e karmic, e, da? Cine a îndrăznit să facă asta? A, vină încoace. Cam tu, mama. Da, până când? N-ai răsturnat, gata. Regele e cavaler de cupe. Nici n-a fost niciodată. Sunt niște puțoi, niște puțoaice, da? Magii adevărați n-au treabă. Se despachetează la timpul lor, la... Da? E, nu se agită, da? Asta numai un
Știu, actorii știu, da, cum se face personajul, cum îi se îmbracă cărnița personajului, da? Întâi citești piesa, după aia înțelegi despre ce e vorba, aduci biografia și începi să faci personajul. Are o greutate, magul adevărat. Se trezește greu, până se trezește, s-au trezit puțoi înaintea magului adevărat și au făcut ravagii. A, vino aici, vino aici. Tăiați, tăiați, energetic, sunt programele. Toate sunt programele. De-abia acum se trezesc magii adevărați, de-abia acum. Spațiu. Da? Ce înseamnă să trezesc magii adevărați? S-a trezit un mag în scenariul său. Punct, spațiu. Atât. Atât. Și ne vorbim așa Da, dacă vrem să vorbim cu cineva, intrăm și vedem și spațiu. Se activează un programel și curăță puțoii, puțoaicele care au îndrăznit, da? Să facă ravagii. Capul meu. Da. Chiar dacă 10 de cuțite. Da. Intervenție divină. Stai un pic. Nici cârc să n-aud pe YouTube. Nici cârc. Niciun. Numai filme, cântecele și din când în când înregistrările mele. Acolo ești. Coaie și mergi mai departe. Rambat. Da. De ierofant. Intervenție divină. Da, până când?